Mamă, am trăit să o vedem și pe asta. Nu știu dacă ați surprins ieri pe Antena Play discuțiile astea în patru dintre domnul Gheorghe, Simona, Sorin și doamna Ana pe terasa casei Mireasa după ce s-au deschis ușile, bineînțeles. Ei bine, se pare că domnul Gheorghe a ales să fie ceva mai îngăduitor cu Simona și cu Sorin, pentru că se pare că a început să le dea niște sfaturi și în special Simonei și îi spunea lucruri legate de atitudinea ei în emisiune, de comportamentul ei, de cum are anumite gesturi în live în timp ce sunt difuzate anumite materiale despre alți concurenți, iar ea râde și nu dă bine pe post, tot felul de lucruri de genul acesta. Simona îi tot spunea domnului Gheorghe că nu o să încerce să fie altfel decât ei este ea de obicei, pentru ca Sorin să știe dacă o să o ia acasă sau nu, așa cum este ea. De asemenea, tatălui Sorin spunea că la un moment dat Sorin o să se sature de comportamentul ei și o să ajungă la concluziile pe care i le-a spus el, iar ea trebuie să demonstreze înainte de treaba asta că nu este așa și că el se înșală în privința Simonei. Sorin iarăși l-a confruntat pe tatăl lui, spunându-i că nu ai cum să vezi în viitor, dar ce ești tu, ești baba Vanga, n-ai de unde să știi. Tot așa, tatălui Sorin le-a reproșat și faptul că ei au sărit cumva niște etape și nu au încercat să stea mai mult de vorbă, să se cunoască mai bine înainte de a-și face planuri de viitor și a se gândi la un cuplu. Iar Sorin spunea că ei chiar au povestit foarte mult și întotdeauna când se deschid ușile stau împreună și își fac tot felul de planuri, dar că lucrurile astea nu se dau întotdeauna despre ei, pentru că pe TV se dă foarte puțin, doar 10 minute din 3 ore, mă rog. În fine, discuțiile cumva s-au concentrat în zona faptului că ei trebuie să demonstreze ceea ce spun și să dovedească, nu doar să spună că vor familie și așa mai departe. Însă am văzut că în online deja se vehiculează și se discută despre faptul că domnul Gheorghe s-a mai înmuiat puțin în privința celor doi de când a intrat în casă, comparativ cu cât de vehement era împotriva relației în momentul când a intrat telefonic în emisiune.